Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța. Ierarhul a explicat de ce se vindecau cei care intrau în apa scăldătoarei Vitezda. Mântuitorul, văzându-i buna cuviință, nădejdea lui și necârtirea lui, pentru că el credea că numai prin apă se face sănătos când vine Îngerul Domnului, Iisus i-a arătat din ce cauză un om se vindeca. Pentru că el avea taina vindecării din apa aceea. Însuși Fiul lui Dumnezeu trimitea un înger în apa aceea să pregătească apa botezului cea vindecătoare. Să înțelegem că prin apă și prin Duh Sfânt ne putem noi vindeca. Scăldătoarea aceea acum este însăși biserica noastră. De aceea venim la Sfânta Biserică ca să ne vindecăm cu toții. Pictura Catedralei Arhiepiscopale Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța a fost realizată în tehnica frescă între anii 1959 și 1965 de pictorii Gheorghe Popescu și Niculina Dona de la Vrancea.